găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport! Prima competiție de judo a anului se va desfășura mâine în sala polivalentă și va aduce pe teren sportivi din Bulgaria, Serbia și numeroase cluburi din România. Cupa Severinului se află la prima ediție și se speră să devină o competiție de tradiție pentru sportul din Balcani. Sala polivalentă din Robeta Turnu Severin va găzdui sâmbătă prima competiție de judo din 2012. Cupa Severinului aduce la start echipe din Serbia, Bulgaria, dar și numeroase cluburi din România. Mâine, în sala polivalentă, va începe Cupa Severinului prima ediție la judo. Vor participa echipe din România, Serbia și Bulgaria. Din România și-au anunțat prezența și participarea 21 de echipe, iar din străinătate, din Bulgaria și din Serbia, 7 echipe. Competiția va începe sâmbătă la orele 10 și se va desfășura pe 6 spații de luptă, exact ca la marile competiții internaționale. Care este programul de desfășurare a acestei competiții? Pentru cei care vor ajunge astăzi, își vor efectua cântarul oficial, echipele care vor ajunge astăzi, iar pentru cei care vor ajunge mâine dimineață, începând cu ora 7, cântar oficial, după care la ora 10 fără un sfert, un cuvânt de prezentare, de deschiderea competiției, la ora 10 sperăm să nu întârziem și să începem foarte bine concursul. La această oră au sosit toate echipele din Balcani care au efectuat deja cântarul oficial și se pregătesc pentru startul primei ediții a Cupei Severinului la judo. În afara competiției de judo, finalul acestei săptămâni aduce iubitorilor de sport, jocuri de basket, dar și o primă partidă de verificare pentru Gas Metan Severin. Sâmbătă de la orele 11 pe stadionul Termo, Marian Bondrea va vedea la lucru fotbaliștii ce ar putea completa lotul divizionarei B Gas Metan Severin. Weekend cu multe competiții sportive care demonstrează că majoritatea ramurilor de sport încep să-și deruleze acțiunile de verificare, dar și cele oficiale. În sala polivalentă sâmbătă se vor desfășura între cele prime ediții a Cupei Severinului la judo, care va începe la orele 10. În aceea sală, tot sâmbătă, dar de la orele 18, va începe turneul de basket masculin U13, la care vor participa Clubul Sportiv Școlar Craiova, Clubul Sportiv Școlar Timișoara și Clubul Sportiv Hart din Robeta Turnu Severin. Al doilea turneu de Under 13, Junior 3 de la Drobeta Turnul Severin, care trebuia să aibă loc pe 17-18 decembrie, a fost amânat în weekendul care începe mâine. Primul meci va fi mâine seară la ora 18 în compania echipei din Craiova, deci CSE Hart, CSS Craiova, urmând ca a doua zi, duminică, dimineață, să fie celelalte două meciuri. Primul CSS Craiova, CSS Bega Timișoara, iar al doilea, care va fi și derbiu, dacă îmi dați voie, între CSS Hart, Drobeta Turnu Severin și CSS Bega Timișoara. Pentru iubitorii de fotbal, o invitație pentru sâmbătă de la orele 11 pe stadionul Termo, acolo unde vor putea vedea la lucru noile achiziții ale lui Gas Metan Severin. Iată că Severinul își reintră încet încet în drepturi, zicem noi, și spre bucuria celor care doresc să fie alături de sportivii și echipele favorite. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!